De la peste 430.000 de pasageri în 2019, aeroportul Suceava a înregistrat în 2020 mai puțin de jumătate, 189.199. Apoi, față de perioada similară din 2020, acum sunt 12.000 de pasageri, față de 69.000, așadar o scădere de aproximativ 82%. Traficul aerian a scăzut semnificativ, deci la nivel de plan mondial, european și România. Deci, numai anul trecut în România, avem aici grafice, a scăzut traficul cu 83%. Vă dați seama, dacă aeroportul Suceava a operat 430.000 de pasageri în anul 2019, deci în anul trecut am operat undeva la 189 de pasageri, deci cu o scădere de 61%. Vom vedea în anul 2021 ce va fi. Nu depinde de operatori, nu depinde de aeroport, din păcate depinde de pandemie. Toate cursele au fost afectate, în special cele de Italia. De la 47 de curse pe săptămână cu peste 1000 de pasageri pe zi, acum mai sunt 6 curse, iar Aerogara e mai mult goală. Cele mai afectate curse sunt cele de Italia, totuși Roma nu operează, Bologna nu operează, apoi Viena la fel nu operează, Austria, să vedem că au introdus cei de la Ryanair două frecvențe, deci joia respectiv duminică, dar noi sâmbăta aveam oricum cursa regulată cu Wizz-ul spre Viena. Să vedem ce decizii vor lua operatorii. Maximum de curse pe săptămână în 2019 a fost de 47 de curse pe săptămână. Am avut zile în care Aerogara devenea total neîncăpătoare, deci prelucram la peste 1000 de pasageri pe zi, dovadă că am suplimentat atât porțile de ieșire din țară cât și de intrare cu containere pe care le vedeți și acum aici, inițial cu câte 2-3 containere, ulterior funcție de cerere până la 6 containere. Deci acum ați văzut că și Aerogara e goală. Deci două. Păi avem 2 cu Londra pe săptămână, avem un Bergamo și 3 cu Tarom. Londra încarcă undeva la 60%, Bergamo undeva la 50% deocamdată și văd că le mențin. Operatorul a luat decizia să le mențină și să crească traficul. Tarom undeva 60-70% și aici e specific faptul că Taromul introduce 5 curse pe săptămână începând de la 1 aprilie 2021. Tot din cauza pandemiei de coronavirus, mai mulți angajați aeroportului au fost trimiși în șomaj tehnic. A fost nevoie de asemenea de reducerea timpului de muncă și implicit a salariilor. Începând cu anul 2019, aeroportul Suceava, datorită faptului că a depășit 200.000 de exerciții financiare consecutiv, conform orientărilor comunitare, a trebuit să trecem pe partea de autofinanțare. Și începând cu 2019, am trecut pe autofinanțare. A fost singurul an în care, într-adevăr, am avut un trend ascendent și nu am avut probleme financiare. Din păcate, începând de anul trecut, de la începutul anului trecut, scăzând traficul, implicit au scăzut și veniturile și a trebuit să luăm măsuri de reducerea cheltuielor și chiar a cheltuielor salariale. Astfel că tot personalul a fost trimis în perioada un procent undeva de 47% din personal a fost trimis în șomaj tehnic. Apoi, începând cu perioada 1 iunie până la sfârșitul iulie, tot personalul a lucrat cu 4 zile pe săptămână conform prevederilor codului muncii, iar din noiembrie 2020 până în ziua de astăzi, lucrăm cu 75% din timpul efectiv, conform prevederilor OG-132, unde pentru care angajatul rămâne acasă, primește de la fondul de șomaj undeva 80-85%. Deci, implicit am luat măsuri, chiar și astăzi, la momentul vorbirii, personalul este cu 75%. Am reușit să le dăm la timp până acum, vom vedea ce ne oferă viitorul.